Este într-adevăr cu mare bucurie în suflet în momentul acesta, îl trăim în felul, în spiritul cuvintelor, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Lucrul acesta ne fiind legat neapărat de o casă, poate fi într-o pădure sau poate să fie undeva, ci în prezența lui Dumnezeu, Ezechiel spune că acolo unde au fost ei printre neamuri și n-au avut templu, eu le-am fost un templu, spune Domnul. Acesta e adevăratul templu despre care a vorbit Isus când a zis acest templu și s-a referit la viața lui. Și mă bucur, mă bucur când ni se spune, haidem în prezența lui Dumnezeu. Și acum, prin, prin cuvântul acesta, cu adevărat venim în prezența lui Dumnezeu. Garanția binecuvântării, venirii noastre, binecuvântate, cel ce citește, cel ce aude și împlinește, spune cartea Apocalipsei, binecuvântarea aceasta este legată de făgăduința Duhului Sfânt, călăuzitorul în tot adevărul. El este acela care călăuzește sufletul nostru în înțelegerea cuvântului Său. Vom deschide scripturile astăzi să învățăm câteva lucruri cu privire la numele nostru, la ceea ce se poate întâmpla la adăpostul unui nume. Sfânta Scriptură spune că numele este o mare avere, este o binecuvântare, un nume bun. E, e mai mult decât toate averile. Uitați ce nume a ieșit familiei regale, unde era prezent un cineva, cineva poate să fie din familia regală, dar era pe unde nu trebuie. Și la fel în orice alte împrejurări, pe când un nume bun, spune Sfânta Scriptură, e mai de decât toate aceste lucruri, cu cât gelozie sfântă ar trebui să păzim lucrul acesta de orice ar putea întina sau potigni pe cineva în viața noastră. Este în adevăr o mare binecuvântare, un nume bun. Întrebarea este însă, ce facem la adăpostul acestui nume bun? Pentru că cineva are un nume Imperial sau uh, politic mare, dar la adăpostul acestui nume, ce se întâmplă acolo? Și o crimă este cu atât mai haină, o faptă rea este cu atât mai haină, cu cât a fost făcută la adăpostul unui nume bun. Uh, vom învăța câteva lucruri și, ca de obicei, rog pe bunul Dumnezeu să lase deschis înaintea sufletului nostru cuvântul Lui care să ne ajute să fim totdeauna conștienți de ceea ce facem la adăpostul numelui pe care El ni l-a dat. Un nume mai bun ca acesta, așa cum scrie Isaia, zice, le voi da un nume mai bun decât de fi și fiice. Este, este, împreună moștenitor cu Hristos. Acest lucru este tot ce, tot ce poate să reprezinte bunătatea și frumusețea lui Dumnezeu. Întrebarea este ce facem noi la adăpostul acestui nume. În întâlnirea noastră precedentă am învățat câte ceva cu privire la diferența dintre a căuta iertarea lui Dumnezeu sau a căuta scuze pentru ceea ce s-a întâmplat. Acum vom învăța despre diferența care este între a săvârși binele la adăpostul numelui tău celui mare și a săvârși răul la adăpostul acelui aceluiași nume. Primul lucru care ar trebui urmărit în rugăciunea noastră care caută iertarea și ca o caracteristică a acesteia înaintea lui Dumnezeu în primul rând este asumarea responsabilității. Nu Poți să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui, uh, da, au luat, uh, Saul spune chestia asta, au luat de la Amalecis, poporul a vrut așa, poporul a făcut așa, știi, uh, uh, n-ai ascultat. Ba da, zice, uite, am făcut asta și asta. E adevărat, ai făcut asta, dar nu, aceasta nu acopere sau nu scuză faptul că nu ai făcut asta și asta. Pe, în partea asta n-ai ascultat și ascultarea dintr-o privință nu poate acoperi neascultarea din altă privință. Acum aș vrea să ne oprim câteva momente asupra cumplitei situații în care copilul născut lui David va muri și este pe patul de moarte. Și David scrie scriptura, s-a rugat, s-a rugat adânc atunci când copilul încă trăia. Nu scrie în Biblie ce s-a rugat, dar scrie despre el că întotdeauna subiectul rugăciunii lui era asumarea responsabilității. Și era această trăsătură cristică a sufletului lui de a lua asupra lui. Acum vreau să spun că e mare diferență între Domnul Hristos care n-a avut nicio vină și a luat asupra lui vina noastră și David care a avut vină, dar a luat asupra lui vina aceasta, a mărturisit-o și a asumat responsabilitatea. În cazul Mântuitorului nostru a fost înălțimea înălțimilor în neprihănirea și bunătatea lui Dumnezeu, faptul că cel credincios a, și -a asumat, el a purtat nelegiurile noastre în trupul lui pe lemn. Dar David are acest duh și când îl jelește pe Absalom, el nu spune ce a făcut Absalom, ci spune că ar fi vrut să cadă pe el, se consideră responsabil, și asumă. Aceasta e rugăciunea adevărată în care un om își asumă responsabilitatea. Și el spune, de ce n-am murit eu un locul tău? Absalom, de ce n-am murit eu un locul tău? De ce n-am murit eu în locul tău? Aceasta este, este jalea sufletului lui și același om lângă copil știe că acest prunc muribund este în suferință din pricina păcatului lui și el petrece în post, în rugăciune, în adâncă umilire și umilința sufletului în prezența lui Dumnezeu, până când copilul încetează existența lui și se odihnește în Domnul. Moartea copilului era, de fapt, victimă, sau copilul acesta a căzut victimă mărturiei groaznice pe care a dat-o David despre Dumnezeu, nu despre David. Ca aceasta facem noi în lume, dăm o mărturie despre Dumnezeu. Copilul acesta era simbolul și era semnul locului lui Dumnezeu în toată treaba asta. Cineva ar fi înțeles că Dumnezeu poate fi partajat la așa ceva, ca acopere pe unul sau pe altul. Moartea copilului acestuia a închis pentru totdeauna posibilitatea potignirii a nenumărați oameni care s-au lovit în situația aceasta. De asemenea, învățăm împreună că prosperitatea și binele. Sunt o binecuvântare în sine, dar depinde de felul cum, cum sunt folosite și depinde ce produce în noi. Și sănătatea este la fel și poziția socială sau eclesiastică în biserică. Toate acestea sunt mari binecuvântări, dar există posibilitatea să fie transformate în blesteme. Cum a fost în cazul lui David, s-a transformat într-un blestem El a ajuns să disprețuiască pe Dumnezeu, fiindcă, era, fiindcă Dumnezeu l-a umplut de bunătăți. Te-am luat de la oi, te-am adus aici și după aceea ai disprețuit cuvântul lui Dumnezeu. Asta i s-a întâmplat lui. Același lucru i s-a întâmplat lui Iosif. A fost luat din temniță, a fost luat din groapa în care aruncaseră, groapa cu frații unde aruncaseră acolo și a fost așezat pe tronul Egiptului. Și a fost dus în casa primului ministru, al comandantului gărzii Egiptului și când a venit această propunere și ofertă din partea satanei prin această doamnă la el, pentru el prosperitatea și binecuvântarea au fost un scut și o pavăză, s-a apărat cu aceste lucruri. El a zis, cum știți, cum spune în Biblia, a scutul credinței, a întors imediat scutul spre săgețile arzătoare ale doamnei care nu mai avea răbdare, și atunci el a spus, după tot binele pe care mi l-a făcut Dumnezeu, cum aș putea să fac un rău atât de mare încât să calc în picioare tot binele acesta și să nu țin seamă de cel ce... Și, și împotriva omului, împotriva soțului tău. Cum aș putea să fac așa ceva? Omul acesta mi-a acordat încredere, a lăsat pe mâna mea tot ce este aici, absolut tot ce este aici și să mă dovedesc a fi un trădător, nu e mai bine să mor. Mai bine să ajung în închisoare? Nu este mai bine să mi se ia viața decât să o dau diavolului să poată fi folosită în acest fel? Aceeași bogăție, aceeași prosperitate transformă pe un om într-un fel și pe un altul în alt fel. Ar trebui să privim în oglindă când spunem aceste cuvinte și să întrebăm pe cel din oglindă, pe tine, în ce te-a transformat prosperitatea lui Dumnezeu? Indiferent în ce domeniu pentru că prosperăm în sănătate, cum spuneam, prosperăm economic, prosperăm social, imaginea prosperă sau lucrările de un fel sau altul. În ce te-a transformat lucrul acesta pe tine? Ar trebui și sunt convins că facem lucrul acesta sub călăuzirea Duhului Lui Dumnezeu. Cuvântul pe care îl vom învăța cu această ocazie ne va ajuta să distingem că faptul că la adăpostul numelui celui mare al nostru, așa cum vom citi în Ezechiel capitolul 16 versetul 15, la adăpostul acestui mare nume dat de Dumnezeu de fi și fiice ale lui Dumnezeu și nici nu mai vreau să spun un text pe care l-a spus Isus lor când l-a acuzat că s-a declarat fiul lui Dumnezeu. Zice în legea voastră, scrie sunteți Dumnezei, Adică creați de Dumnezeu sunteți. Și, uh, nu vreau să spun lucrul acesta, vreau să citez însă ceea ce scrie în Ezechiel, capitolul 16, arătând că la adăpostul acestui nume nu înseamnă și nu este, uh, nu obligatoriu se va săvârși ceea ce este bun, curat și adevărat înălțător, vrednic de iubit, vrednic de primit. Orice faptă bună, nu. La adăpostul numelui se pot întâmpla și alte lucruri. Și tocmai la aceasta suntem noi chemați să avem discernământul acesta și să fim conștienți de posibilitatea aceasta la adăpostul numelui. În versetul 15, Ezechiel 16, Dar te-ai încrezut în frumusețea ta. Pe aici a trecut, parcă dacă ne uităm, te-ai încrezut. Te-ai încrezut în, ta, în darul tău, în talentul tău, în averea ta, te-ai încrezut în reputația ta. Dacă ne uităm pe drumul ăsta, te-ai încrezut în cine ești și ce ai, observăm urmele lui Lucifer. Te-ai încrezut în frumusețea ta. Aici scrie cuvântul lui Dumnezeu, ai desfrânat la adăpostul numelui tău celui mare. Un nume mare, îi spunea mama lui Lemuel, un nume mare obligă nobles oblige. În momentul în care Dumnezeu te-a declarat fiu și fică a lui Dumnezeu, în momentul în care Scriptura ți-a spus că ești împreună moștenitor, nu cu băiatul unui om bogat sau cu familia unui om bogat, care trece ca umbra pe aici, ci ești împreună moștenitor cu Hristos, în momentul în care El ți-a spus vei sta cu mine pe scaunul meu de domnie, când el a spus cuvintele acestea, tu înțelegi ce nume mare este acesta. Este atât de mare încât, i-aș spune lui Dumnezeu, Doamne, nu pricep, dar te cred. Te cred în adâncul sufletului meu. Nici nu, nu știu ce, ar, ce înseamnă, cum se traduce așa ceva. Dar în, pe pământ, în umblarea noastră, suntem conștienți că la adăpostul acestui nume se pot comite fie unele, fie altele. Tu, îi spune Ezechiel, ai desfrânat la adăpostul numelui tău. Este foarte posibil ca numele pe care îl purtăm sau pe care, după care ne știu oamenii, imaginea pe care o avem înaintea lor, înaintea lumii, pe ecran, să zicem, sau la învon, sau într-o întâlnire undeva, imaginea aceasta, ce gândesc oamenii despre noi și uneori ce gândește familia noastră despre noi, s-ar putea să nu fie adevărată. Și Sigur, familia noastră și biserica și societatea sunt sinceri în, în aprecierea lor față de tine, dar tu știi în sufletul tău că nu stau așa lucrurile. Am avut câteva astfel de momente în viață care m-au cutremurat până în adâncul sufletului. Atunci când soția mea mi-a spus că ar scrie pe lista celor mântuiți câteva nume, între care ar fi și numele meu. Aproape că am pierdut controlul, conduceam mașina, când am auzit cuvintele acestea. Apoi, când am auzit-o pe uh, fica mea cea mică uh, spunându-mi, tată, tu ești cel mai credincios om de pe pământ, uh, vorba lui David, măcar că nu e așa. Nu este așa. Sigur nu este așa. Dar nici indiferent, nu pot să rămân în momentul când știu că sunt privit cu acești ochi. Sunt privit în felul acesta în lume, sunt privit în biserică sau în familie la mine sau în societate. Nu, nu pot să rămân indiferent, uh, trebuie să fiu conștient de numele acesta. Și revin la Lemuel, uh, mama lui îi spunea, ține cont de numele pe care îl porți și de poziția asta, pentru că sunt anumite lucruri care nu merg într-un context ca acesta. Unul ca tine, un, un om care poartă un astfel de nume, uh, nu, nu, nu poate să treacă pe aici. Uh, 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 cel mai recent a fost uh, la altări, când uh, nepoțica mea de trei ani, era în dialog cu o jucărie vorbitoare. Și schimbau frază, jucăria, asta este un fel de microbot care vorbește, răspunde înapoi, și așa mai departe. Și ea, ea se juca cu această jucărie și era în dialog. Și între altele dialogul îi cerea ei să plătească nu știu ce și ea a folosit o expresie care a auzit-o prin casa ei și a spus nu voi plăti absolut nimic pentru că a spus ea și acum citesc cuvintele ei nu voi plăti nimic pentru că uh, la noi în casă este Papa Nicu, adică eram eu, a venit pe la noi și he is the best friend in the entire world. Este cel mai bun prieten din întreaga lume, îi spunea ea acestui robot, fără să știe că eu aud așa ceva. Și cum zice, în, în Iov, am tremurat ca umbra pe ape când mi-am când mi dat seama: ce vede în mine și cum mă privește copilul acesta? Se ridică această întrebare cu tremurătoare, ce faci și cum trăiești la adăpostul numelui pe care îl ai. Numele pe care îl ai este real sau este așa cum scrie în cartea Apocalipsei 3 cu 1? Știu faptele tale, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Aceste lucruri trebuie să privite față în față, cu fața descoperită. Așa scrie Scriptura, procesul nostru de umblare cu Dumnezeu nu se petrece cu mască, ci cu fața descoperită, confruntând adevărul și starea reală și autenticul în prezența lui Dumnezeu. Avem asupra noastră dată de Dumnezeu posibilitatea ca la adăpostul numelui celui mare care ne-a fost dat, să putem să proslăbim pe Dumnezeu fie că mâncați sau beți la adăpostul acestui nume, faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. O să mergem la un exemplu cu tremurător în care vom observa cum a fost folosit numele acesta. Dincolo de aceasta, învățăm aceste câteva lucruri legate de starea noastră pe orizontală ca să putem înțelege câte ceva în raportul nostru pe verticală. Cum folosim noi numele lui Dumnezeu? ce înseamnă pentru mine să stau într-un loc ca acesta, cum mi-a spus domnul profesor la universitate, uh, ești conștient că în momentul când stai la amvon, lumea crede că vorbește în numele lui Dumnezeu? Ești conștient de lucrul ăsta? Uh, ai toată grija când îți alegi cuvintele sau uh, stai înaintea lui Dumnezeu înainte de a deschide gura sau uh, acest lucru. Uh, Gehazi, slujitorul lui Elisei, este slujitorul lui Elisei, dar nu vrea să primească Duhul lui Elisei el e mai degrabă de acord cu Simon Magu, care nu vrea Duhul Sfânt, dar vrea Duhul Sfânt, sigur, el cere Duhul Sfânt, dar nu pentru el, și de vânzare. Și spune lucrul acesta. Vreau, vă dau banii ăștia pe sub masă, să-mi dați și mie puterea aceasta a Duhului Sfânt care o aveți voi, forma aceasta magică și pentru că peste oricine îmi voi pune mâinile, să, să primească Duhul Sfânt. Și bineînțeles, urmează tranzacția. Așa a gândit el despre lucrarea lui Dumnezeu. A făcut din biserică un izvor de câștig. A imaginat că biserica este un izvor de câștig și e locul potrivit în care ar putea să facă bani mari într-o vreme ca aceea. Dați-mi și mie puterea aceasta. Nu să mă transforme, a zis Simon Magu, în niciun caz. Nu are legătură cu el. Dați-mi numai puterea aceasta ca peste oricine în pumâinile să, să poată primi Duhul Sfânt. Iubiții mei, Gehazi era slujitorul lui Elisei, dar nu se împărtășea de Duhul lui Elisei. La a enervat teribil faptul că Elisei a refuzat orice fel de compensație materială, pentru că nu vrea să aducă vreodată confuzie cu privire la darul mântuirii. Aceasta e fără bani și fără plată și fără fapte. Aceasta a vrut să comunice Elisei. Și a spus, nu trebuie absolut nimic. Deci absolut nimic. Și lucrul ăsta îl întâlnim mai devreme în viața părintelui Abraham, care a spus, nici măcar o curea de încălțăminte nu trebuie, absolut nimic. Eu nu aș dori vreodată să se arunce o umbră peste lucrarea lui Dumnezeu în mine, zice Abraham, pentru ce a făcut Dumnezeu pentru mine, prin faptul că m-aș face părtaș cu cele ce sunt aici. Eram la construcția adunării din Loma și un prieten iubit mă îndeamnă. La un moment dat eram la demolare. Și în, în asta de demolare ce desfăcusem noi de acolo, era o ușă din lemn masiv. Mie îmi place lemnul de stejar foarte mult, îmi place lemnul în general, parchetul, lucruri de felul acesta. Și era un lucru prețios. Probabil că a văzut că eu îl apreciez și că puneam ușa aceasta în gunoi, să o cărăm la, la rampă. Și mi-a spus, de ce nu e ea acasă? Că eu tocmai eram în construcție. De ce nu e ea acasă? Pentru că, uite, tot o ducem la rampa de gunoi. Și zic eu prețuiesc un astfel de lemn de o ușă de lemn masiv, dar eu îți spun ceva cum mi-ar sta mie să vin în fața adunării aici, după ce terminăm tot proiectul acesta, și să spun, fraților, uite, stau în fața voastră cu mâinile deschise, n-am luat absolut nimic afară de o ușă, care am văzut-o acolo și, știți, era de stejar, vorba lui Acan, când am văzut chestia asta care era grea, era așa frumoasă. Cu Zic, cum mi-ar sta mie, mă gândesc, mă așez în locul ăsta de acum, nu sunt aici, dar mă gândesc cum mi-ar sta mie să spun așa ceva. Prietenul meu a râs și a spus, arunc-o la gunoi. Și am aruncat-o la gunoi și sunt așa de fericit că n-a trebuit să zic vreodată, n-am luat nimic afară de lucrul acesta. Gehazi nu, nu rezistă la așa ceva. El nu suportă poziția aceasta a lui Elisei, în care spune absolut, noi nu creăm confuzie între ceea ce face Dumnezeu pentru noi, noi nu amestecăm darul lui Dumnezeu cu darul diavolului, ca să nu se știe ce. Între lumine și întuneric nu există comuniunea aceasta. Și atunci uitați-vă la el la un moment dat, era, este aproape de neînțeles. Acest om spune așa în 2 regi 5 cu 20, viu este Domnul, cine? Viu este Domnul că voi alerga după el, după Naaman Sirianul vindecat și căruia nu i s-a cerut și nu i s-a primit plata, omul a oferit, nu s-a primit nimic. Viu este Domnul că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. Viu este domnul, pe care domnul nu, nu a spus uh, Elisei aceste cuvinte. Viu este domnul că nu voi lua nimic și tu spui acum viu este domnul că voi lua. Uh, Te-ai gândit vreodată ce va produce în mintea acestui general care se întoarce vindecat în Siria și se întoarce Credincios lui Dumnezeu, cu credința în Dumnezeu, mărturisește pe Dumnezeu, i-a fost câștigat sufletul, a spus, nu există Dumnezeu pe pământ decât... decât... Poți să înțelegi ce va produce în mintea acestui om când, pe de-o parte, Elisei a spus, Viu e Domnul că nu voi lua nimic și tu acum spui, Viu e Domnul că mă duc să apuc ceva de acolo. Te înțelegi ce produce lucrul acesta, ce confuzie, ce situație groaznică va produce? Nu, nu contează nimic. Ochii asemenea lui Balam erau pe pradă deja, el, sufletul era deja acolo, trupul lui era aici, voi alerga după el. Și a mers într-adevăr și în momentul când Naaman l-a văzut alergând, merge la el. Acum, acum vom învăța împreună primejdia, care ne paște la adăpostul unui nume mare. El avea asupra lui două nume mari. Unul era Elisei, omul prin care s-a manifestat Dumnezeu, și doi era el, că era slujitorul lui Elisei. Nu e totuna să fi cunoscut ca fiind în slujba unui om dedicat lui Dumnezeu, pentru care generalul avea cele mai înalte aprecieri. Și sub acest nume, la adăpostul acestui nume, Apare imediat Gehazi și ascultați, Naman coboară, îl întâmpină și în versetul 22 îl întreabă Totul e bine? S-a întâmplat ceva? Am făcut ceva greșit? Am uitat să fac ceva? E vreun lucru care era, e normal să te uh, grijorezi, să te frămânți să, să te gândești dacă se apare cineva la ușă în miezul nopții? Uh, nu a venit cineva să se plimbe pe acolo, e o situație și el spune, totul e bine, ce s-a întâmplat? Uh, totul e bine, răspunde Gehazi. Serios? Totul e bine? Cum adică? Uh, viu e domnul că nu voi lua nimic și viu e domnul că am să apuc ceva? Asta, asta este bine? Totul este bine? Uh, noi, noi, rostim foarte ușor această. Cum sunteți? Suntem bine. Da, suntem bine. Cuvântul acesta e mai mult o convenție. Depinde dacă este adevărat sau nu. Totul este bine. Atenție, el se folosește acum de numele stăpânului? Cum și noi putem să fim în situația sau în primejdia de a folosi numele lui Dumnezeu și la adăpostul acestui nume mare de copil al lui Dumnezeu să ne putem permite niște lucruri care arată că de fapt avem ca tată pe altcineva? Și uitați răspunsul lui. Stăpânul meu, adică Elisei, deci sub acest nume intervine Gehazi, stăpânul meu mă trimite să-ți spun. Erau adevărate cuvintele astea? Stăpânul meu mă trimite să-ți spun? O să spuneți că nu erau adevărate, că nu-l trimisese Elisei. Dar trebuie să ne mai gândim puțin și o să spunem că erau adevărate. Nu erau adevărate, dar erau adevărate. Stăpânul lui de atunci, Stăpânul peste lăcomia lui și peste necredința lui în Dumnezeu, viu e Domnul că mă duc să apuc ceva, mă, mă duc cu viu, slujesc aici în Biserică cu un interes, poate murdar, imoral sau pentru bani sau pentru putere avere Viu e Domnul, e vorba de, de prezența lui Dumnezeu aici. Um, și răspunde el, stăpânul meu, cu adevărat stăpânul lui îl trimisese acolo, dar nu Elisei. Nu, Elisei n-a făcut lucrul acesta, pentru că Elisei nu poate să spună viu e Domnul că nu voi lua, așa cum viu e Domnul că, că voi lua. Stăpânul meu mă trimite să spun și inventează uh, un discurs prin care justifică, găsește o explicație și o scuză venirii lui acolo și cererii uh, pe care o adresează el. Uh, Dă-mi un talent de argint, dă niște haine de schimb, Um, Naman este fericit că poate să facă o, o, o astfel de lucrare, poate să fie de ajutor în privința aceasta, nu, 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 nu poate să conceapă uh, altceva dincolo de aceste lucruri. fă plăcerea și a doi talanți. Oh, cât de bucuros sunt că pot să ajut. Uh, a stăruit de el, a legat doi talanți de argint împreună cu două haine și de schimb a pus pe doi din slujitorii săi să le ducă înaintea lui Gehazi. Mă gândesc la acești doi slujitori și mă gândesc la copiii din casa noastră care ne văd viața, mă gândesc la uh, copiii din biserică și la tineri și la vizitatorii uh, noștri tineri în credință și mă gândesc la oamenii aceștia când uh, ei se găsesc în fața a unei, în, într-o confuzie ca aceasta. Ei știu bine, s-a vorbit tot drumul, au fost martori acolo când Elisei a spus, «Vie, Domnul, că nu trebuie nimic. Și acum deodată viu e tot Domnul că ne trebuie ceva. Tot Domnul este la mijloc. Imaginați-vă confuzia din mintea acestor doi slujitori. Ei cred că vorbesc între ei în limba siriană și spun unul dintre aceștia doi umblă cu diavolul. Unul dintre aceștia doi, Domnul lui și Dumnezeu lui e Dumnezeu veacului acestuia. Ori o care a spus vie domnul că nu iau, ori o Gehazi care a zis vie domnul că iau. Deci una din aceste situații și mereu se ridică întrebarea asta, când ai spus drept? Atunci când ai spus așa sau acum când ai spus așa? Lucrul acesta a aruncat o cumplită umbră, a fost ultima redută, ultimul efort al diavolului de a nimici credința cea tânără și firavă pe care o căpătase naman. Diavolul dă tercoale ca un leu, el nu pleacă de acolo de unde pleacă ușor. După ce a ieșit, s-a fost scos afară, zice, mă voi întoarce. Încearcă alte forme pe diverse căi și a găsit intrare prin omul acesta. Oare a înțeles acest tânăr predicator și slujitor al președintelui, al lui Elisei? A înțeles tânărul acesta că prin lăcomia lui. El nu obținea anumite lucruri, ce punea în primejdie sufletele acestor oameni. Ce vor înțelege oamenii ăștia despre Dumnezeu? Ce vor mai crede ei cu privire la Dumnezeu când văd că una se spune într-o parte, alta se spune în altă parte și ce vor înțelege oamenii aceștia? Nu știu dacă mintea acestui om care a spus să e Domnul că mă duc să apuc ceva, nu știu dacă mintea lui a trecut dincolo de lăcomia lui, dacă nu cumva... Darul i a orbit ochii, imaginația lui asemenea lui Balam, a pierdut din vedere, adică e în stare să obține ceva cu prețul blestemării poporului Israel, cu prețul distrugerii planului mesianic. Nu contează ce se distruge, contează ce se obține. De obicei, când se întâmplă așa ceva în sufletul nostru, de aceea ne îndeamnă Biblia, păziți-vă de orice fel de lăcomie, pentru că lucrul acesta duce la distrugerea unui suflet sau mai multora. Nu ne putem imagina. Totdeauna, când vorbim de un păcat material, greu trecem dincolo de aceasta să ne dăm seama că, de fapt, el are conotații morale, spirituale. Foarte greu trecem de lucrul acesta. Oricum, cei doi slujitori și uh, uh, Naaman, probabil că n-au putut să pună împreună aceste două expresii expresia lui Elisei vie Domnul și expresia lui Gehazi. La adăpostul acestui nume, el a făcut lucrul acesta. Este o primejdie teribilă în faptul că la adăpostul numelui lui Dumnezeu, numele Domnului, se pot comite literalmente atrocități, împotriva poporului Dumnezeu. Dar aceste atrocități nu se comit fără cooperarea poporului Dumnezeu. Adică cel ce spune, așa vorbește Domnul și spune vorbele lui, ne trimis de Dumnezeu, ne inspirat de Dumnezeu, nu i s-a arătat Dumnezeu, nu e în lucrarea aceasta lui Dumnezeu poate că este un, e un om sincer, amăgit, a venit la Dumnezeu, s-a tot rugat pentru o descoperire, Domnul zice, nu m-am arătat și nu i-am vorbit omului acestuia, dar atunci el creează un scenariu de felul acesta. Primejdia cea mare este legată nu numai de cel ce vinde așa ceva în numele Domnului, ci de cel ce cumpără astfel de lucruri tot în numele Domnului. Și de multe ori suntem atât de superficiali în privința aceasta. Vă amintiți de tânărul proroc? El a mers one way, sens unic, la altarul lui Roboam, a rostit cuvântul, altarul s-a despicat, cenușa s-a vărsat, s-a împlinit lucrarea pe care el a, a, cu care el a fost însărcinat de Dumnezeu și acum se întoarce pe un alt drum de asemenea one way, I-a spus bunul Dumnezeu veghează asupra acestui lucru. Uh, nu avea nicio rațiune să-i spună, uh, vezi, te duci pe strada asta, dar nu vii tot pe strada asta, înapoi vii pe cealaltă stradă. Dar care e diferența până la urmă? Păi, când ți-a spus Dumnezeu ceva, uh, nu, nu contează cine ți-a spus treaba aceasta. Ci contează, nu contează ce ți-a spus că te duci așa. Cine ți-a spus contează foarte mult. Uh, ce stăpân? Spune uh, 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 povest povestirile acestea, povestile acestea, imaginare, sunt adevărate. Nu pentru că există balauri. Balaurul nu există care vorbește despre ei, ci pentru că ele spun că balaurul poate fi înfrânt. Acesta e un adevăr cu care rămânem. Oh, și omul superficial, da, dar nu există balaur. Păi nu, acesta e mesajul. Mesajul este că balaurul poate fi înfrânt prin puterea lui Dumnezeu. Și când tânărul -a spus, i-a spus, iau pe strada asta, dar nu te întorci pe strada asta, acest lucru avea în vedere, bunul Dumnezeu. El urma să fie ținut alert tot drumul acesta, urma să fie credincios și concentrat la ce avea de făcut, pentru că în momentul în care va fi superficial și va pierde atenția fiecărei clipe atâta a prezenție lui Dumnezeu cât și a primejdii în care se găsea săvârșind o astfel de lucrare, în clipa în care pierde atenția, în clipa aceea va fi repus. Așa se face că apare lângă el acest om în vârstă și îi declară, cum scrie în 1 Regi 13 cu 18, și eu sunt proroc. Uh, și un înger al Domnului mi-a vorbit și mi-a zis, adul acasă la tine să nu nince pâine și să bea apă. Uh, cum adică Elisei spune așa vorbește Domnul și, uh, sau viu este Domnul și celălalt este uh, Care dintre acestea? Cum adică tu ești proroc al Domnului la adăpostul acestui nume? Scrie Scriptura al Mințea. Nu i se arătase niciodată un înger al Domnului? Nu era proroc al Domnului omul acesta în misiunea aceasta și, dincolo de toate aceste lucruri, era mânat de cele demonice din el, de invidie, de ură, de ce mai poate produce firea pământească a unui om. Dar acest tânăr proroc, care nu, nu distinge că la adăpostul numelui se pot întâmpla, numelui celui mare, proroc, Îngerul Domnului mi s-a arătat, el, acest tânăr proroc nu înțelege că acolo se pot comite astfel de atrocități și că datoria lui, înaintea lui Dumnezeu, este să nu cumpere din două surse, nu are cum. Dumnezeu nu este da și nu, Dumnezeu este da și amin. Odată ce Dumnezeu mi-a spus mergi sens unic pe aici te întorci sens unic pe acolo nu te oprești pe drum nu mănânci nu nimic ești în permanentă concentrare și legat de Dumnezeu tot ce mi-a spus așa nu poate tot Dumnezeu să spună nu 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 lasă cu postitul și cu astea, și uh, vin un coace la mine și uh, în timp ce se ce erau la masă uh, atunci au putut să audă cuvântul Domnului și după aceea era leul în drum care n-a atacat uh, măgarul dar l-a ucis pe el Trăim într-o vreme în care suntem dezarmați în fața expresiei așa vorbește Domnul, dacă zi, așa vorbește Domnul. Bine, dar Azi a zis zi și el tot așa, viu este Domnul. Suntem chemați la exercitarea darului deosebirii duhurilor. Acesta e un dar rar pentru că noi oamenii preferăm să ascultăm ce ne place. Își vor da după poftele lor să le spună lucruri care le gâdilă urechea la adăpostul numelui de proroc sau în numele Domnului. Iubiții mei, foarte ușor în clipa când cineva aude Iisus Hristos este Domnul. Așa scrie Pavel, nu poate să vorbească cineva așa ceva decât prin Duhul. Foarte bine. Când este adevărat, dar când nu este adevărat, atunci Diavolul este cel care a spus, te știu cine ești, ești Sfântul lui Dumnezeu. Pe o mărturisire ca asta, în fața ei, cineva ar putea să spună că a fost rostită prin Duhul Sfânt. Nu, a fost rostită de un diavol. Distanță mare. Și în timpul lui Ezechiel, cuvântul Domnului îi spunea, prorocii lui au pentru ei el de Ipsos, vedenii înșelătoare, prorocii mincinoase și ei zic așa vorbește Domnul Dumnezeu și Dumnezeu nu le-a vorbit. Iubiții mei, niciodată Dumnezeu nu ar trimite uh, un cuvânt la noi fără să-și asume răspunderea uh, înțelegerii noastre. Ne vorbește de așa fel încât nu avem nicio șansă să înțelegem greșit pe Dumnezeu. Putem înțelege greșit un predicator, un frate, putem înțelege greșit un învățător la școală, dar niciodată Dumnezeu nu va vorbi de așa fel încât să fie înțeles greșit, afară de faptul că este o intenție în acest sens. În sensul acesta. Dar cuvântul lui Dumnezeu vorbește atât de direct în Eremia 14.14. 14. 14. Procii lor procesc minciuni în numele meu. Eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă și nu le-am vorbit. Ei vă prorocesc niște vedenii mincinoase, prorociri deșarte, înșelătorii și închipuiri scoase din inima lor. Aceasta e declarația lui Dumnezeu despre conținutul acesta. Și unde ne găsim noi când auzim așa vorbește Domnul, suntem dezarmați? Să vedem, așa vorbește Domnul. Care Domn vorbește așa? Stăpânul meu m-a trimis. Care stăpân te-a trimis? Pentru că știm de la Mântuitorul nostru că, avem, că este Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul și este și Dumnezeul veacului acestuia. Duhul, darul acesta al deosebirii duhurilor ne va păzi de a cădea vreodată în capcana aceasta pentru că acela care cumpără este tot atât de vinovat ca acela care vinde. Acela care închide ochii în fața unei atât de cumplite înșelătorii spusă la adăpostul numelui lui Dumnezeu, așa vorbește Domnul, la adăpostul acestui nume, cineva care închide ochii în fața unei astfel de cumplite înșelăciuni își asumă răspunderea sângelui oamenilor care cad victima. În Ieremia 27 cu 16, spune Domnul, am vorbit, așa vorbește, n-ascultați cuvintele prorocilor voștri, nu prorocilor Domnului, prorocilor voștri, care vă prorocesc și zic ceea ce știe că vă place. Uneltele casei Domnului vor fi aduse în curând din Babilon. Asta, asta plăcea, asta doreau, doreau să audă, în și gata, ăsta este de la Dumnezeu. Apare prorocul Hanani, în doi ani suntem la Ierusalim. Prorocul Ieremia zice, nu, în doi, în 70 de ani wow, dar da cine, ăsta e prorocul Domnului, că în doi ani, mergem cu ăsta, că este foarte repede. Și Eremia îi spune lui Amin, așa să facă Dumnezeu, cum ai zis tu, doi ani, cum ai zis tu, dar nu numai că nu se va întâmpla așa ceva, ci va fi chiar opusul. Și acestora care proroceau minciuni, uneltele vor fi aduse din Babilon, va fi restaurat totul, despre ei, spune Ieremia așa și le dă numele. Zice așa, vorbește Domnul Dumnezeul oștirilor despre Ahab, fiul lui Colaia, despre Zedechia, fiul lui Maseia, care vă prorocez minciuni în numele meu, la adăpostul numelui lui Dumnezeu. Uite, așa vorbește Domnul despre ei. Iată, îi dau în mâinile lui Nebucadnezar, că ei au zis, nu vine, nu se va atinge de templu, nu intră, așa vorbește Domnul. Nu se întâmplă, mai departe. Ei, ei vor fi dați în mâinile lui și va omorâ sub ochii voștri. Adică prorocia aceasta care inspira această nădejde înșelătoare în oameni avea să fie confruntată cu cea mai brutală, cea mai groaznică mărturie a adevărului din partea lui Dumnezeu. Moise a avut grijă și în Deuteronom, capitolul 13, scrie Dacă vine un proroc care vestește un semn care se va împlini dacă se întâmplă lucrul acesta, spune Domnul, luați seama în ce direcție conduce, nu dacă s-a împlinit sau nu semn. Semnul se poate împlini, dar ia seama în ce direcție te conduce. Ce a făcut din tine lucrul acesta? Astfel că oamenii au ajuns dependenți de oameni. Și în loc să caute un așa vorbește Domnul, caută un așa vorbește omul despre Domnul despre și lucru pe care domnul a subliniat și a spus nu nici nu m-am arătat acestui om, nici nu i-am răspuns, nici nu este trimis de tine, de mine. În uh, cartea lui Ezechiel, capitolele 8 și 9, vă rog să ne așezăm liniștiți în rugăciune și să studiem acest lucru. Uh, se arată ce se întâmpla la adăpostul numelui de templul lui Dumnezeu. Ei se închinau la tot felul de tătoare tot tot ce era acolo, de, erau tot felul de echipuri, versetul 10 din capitolul 8, tot felul de echipuri, de teritoare, de dobitoace, de uricioase, toți idolii casei lui Israel erau acolo zugrăbiți și ei, conducătorii, 70 erau acolo cu cădelnițe, cădelnița în templul lui Dumnezeu, în fața acestor lucruri și Domnul îi spune lui Ezechiel, vezi ce fac oamenii ăștia în întuneric, vezi ce fac ei la adăpostul numelui de templului Dumnezeu și de creștini. Iubiții mei, trăim în niște vremuri pe care Biblia le-a descris periculoase, vor fi vremuri periculoase, e termenul acesta românesc, vor fi vremuri grele, înseamnă vor fi vremuri primejdioase. Și ele vor culmina cu arătarea nelegiuitului despre care vorbește Sfânta Scriptură, care nu se va da drept diavol, ci se va da drept Dumnezeu. Aici este marea și cumplita înșelăciune și oamenii vor urma pe diavol gândind că urmează pe Dumnezeu. Viața aceasta este o școală în care noi învățăm să deosebim duhurile, în care sufletul nostru rezonează sau nu cu ceea ce auzim, potrivit cu lumina și cu descoperirea Duhului lui Dumnezeu în cadrul umblării noastre cu Dumnezeu și la biserică. Nu umblăm doar pe stradă, ci umblăm și la biserică și umblăm și când deschidem Scriptura, umblăm cu Dumnezeu. Și rugăciunea noastră, Tată prea iubit, este ca umblarea noastră cu tine să ne dea totdeauna darul discernământului numelui celui mare pe care ni l-ai dat și al vieții noastre la adăpostul acestui nume. Păzește-ne, Doamne, să săvârșim vreo formă de fără de lege din cauza că suntem copiii lui Dumnezeu și la adăpostul acestui nume. Și dă-ne discernământ, Doamne, să putem vedea diferența între ceea ce apare a fi manifestarea lui Dumnezeu și ceea ce este cu adevărat manifestarea lui. Ție ne închinăm, Doamne, pentru că Tu cunoști toate lucrurile și ai dovedit dragostea Ta față de noi în crucea care a fost înălțată la Golgota, în numele căruia venim înaintea Ta și Te binecuvântăm în veci. Amin.